Runda de negocieri în formatul 5 plus 2, preconizată pentru 11-12 septembrie, nu va mai fi și asta din cauza că Tiraspolul a refuzat să participe la lucrările ședinței. Departamentul de externe din regiune a difuzat un comentariu în care susține că, până la desfășurarea negocierilor, sunt necesare consultări adăugătoare între Chișinău și Tiraspol. Se presupune că discuțiile ar avea loc în contextul unor dosare penale intentate de autoritățile de la Chișinău unor funcționari din regiunea separatistă. Anterior, responsabilii de la Chișinău au venit cu un apel către cei din stânga Nistrului să nu politizeze această situație și au precizat că structurile de drept acționează conform legii.